V-am arătat cum să face o gardă bună pentru snowboard. În videoclipul trecut v-am arătat cum să face un snowboard. Adevărat. Am să vă rog acum să învățați cum să rupe o sfoară groasă. Când eram mici spuneam mașinărie. Așa îi ziceam noi la această tehnică. Uitați, iau o sfoară și vin mai aproape ca să putem vedea mai bine. Și vine așa, partea din față și partea din spate. Partea din față facem o dată de două ori, da? Vin cu partea din față în spate, 1, 2, da? Așa. Ca să formez, observați, acest unghi. Nu, ăsta, sfoara nu vine aici, la deget, că poate să afecteze degetul, deci vine pe mușchiul ăsta aici. Observați aici. Strâng așa mâna, așa, și degetul ăsta presează așa. Dacă lasă așa, o să afecteze, adică poți să rup osul, da? Degetul. Deci de aici, prind așa și când am trebuit, s-a rupt imediat. O să vă arăt încă o dată, dar o să iau o sfoară ca lumea. Sfoară... asta groasă. Am încercat să o rup cu mâna acolo, nu, n-ai cum, așa simplă, nu pot să... n-ai cum să o rup. Nu se poate, e prea puternică. Și... observați. Încerc să o rup. Vine așa. Partea din față vin o dată, de două ori, de câte ori vreți. Bun. Vin cu partea asta în spate, partea, deci din față, în spate, așa, bun, în spate la asta, și vin aici și strâng. O dată, de două ori, de câte ori vreau. Am spus, nu aici, ci aici, unde e mușchiul ăsta. Degetul ăsta vine aici și ăsta așa, și ăsta aici, așa. Prind aici, da? Și trag. Sfoara e foarte tare. Am încercat să o rup așa de câteva ori. Nu poți, uite, pur și simplu stai în mână. Deci, vine așa. Partea din față, una, două, da? Bun. Acum vin așa, observați. Deci, de aici, vin aici. Și acum, vine așa. Una, două. Vin cu ea aici. Uite că mi-a afectat puțin. În sfârșit, așa, strâng, strâng așa, strâng, strâng, și degetul ăsta vine așa. Deci nu mai așa vine, deci mai lasă o sfoară mare, poate să rupă degetul. Deci vine așa, strâng aici, și când am făcut, o rupe. Imediat, ca pe oață. Sfoara cea mai bună este sfoara de mătase. Nu prea avea mătase, era, fiindcă era cam scumpă să lansăm cu mătase, dar în schimb era o sfoară foarte bună, cea mai bună pentru zmeu. Se numea sfoară de zahăr, foarte puternică, era din 6 sau din 8 fire. La Pionierul se găsea și la Dâmbovița. Vecinii mei mai aducea și mie cadou, mai lua după acolo și mi-a aducea și mie o sfoară și înălțeam cât un zmeu. Se o dădea pe înceară și dacă făceai la încurcare sau treceai cu sfoara aia peste sfoara aceasta, zicem, o tăiai imediat, că dădeai drumul la zmeu și ea fiind ceruită, o tăiai imediat pe asta. De altfel, la zmeurile mari se punea... atunci făceam la încurcare, nu aveam alte distracții. Noi asta făceam, zmeuri cu cutii, cu cutiuțe, nu erau nici jucării. Și se punea la zmeurile mari, când făceam la încurcare, lame, aici lame, lame, și niște cârlige pe sfoară, cârlige, ca să nu fugă sfoara să-i atace garda, ca îl dobora. De altfel, când era mică, și mică așa, și era un nene, bine, avea 35-40 de ani cel băiat, și zmeura. Că sunt puțin zmeuri, nu mai există zmeurări. Nici când fac zmeuri, v-am zis, pe nene nu găsesc zmeurări. Nu știu ce e zmeuri. Și un zmeu așa de mic,
Dunleu, așa ziceam, Dunleu mic. Ăsta era cam de 5 lei și era de 10 lei, două coale sau așa. Dar era de două coli și avea o soare mai groasă ca asta. Forangă. Și s-a dus pe... Zmeura a anunțat despre Vitan și era... Noi eram pe Făișorul, pe acolo, în centrul civic, cum e acum. S-au făcut blocuri. Și cu Zmeul așa mic, i-a atacat coada și l-a doborât. Nu putea să înainteze acolo, că avea lame și de-astea, dar l-a atacat la coadă și l-a doborât. Deci cam atâta despre mașinărie și o puteți folosi oricând. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog, dați-mi abonare. Dacă vreți să vedeți cum să facem un smeu bun, uitați-vă.